găsit, sunt Adrian Boioglu și astăzi ne aflăm într-o locație de excepție din Constanța. Mulți dintre constanțeni au auzit de Anne-Provence, dar probabil că nu știți ce se ascunde în spatele unei intrări care arată foarte bine și a unei grădini care găzduiește evenimente deosebite. Aproape tot timpul anului, atât timp cât se poate face ceva afară. Astăzi suntem alături de domnul Bogdan Vârvorea, administratorul Anne-Provence. Bun găsit! Bună seara, bună seara! În primul rând aș vrea să vă felicit pentru ce am văzut aici, pentru că este o locație în care într-adevăr se vede stilul, se vede ambianța și bunul gust. Și aș vrea să vă întreb, atunci când vorbim de Anne-Provence, care este primul lucru care ar trebui să-i vină omului în minte? Este vorba de mâncarea bună, de evenimente, de calitatea ambientului. La ce vă gândiți? Ce caracterizează această locație? Noi ne străduim de 3 ani de când am deschis. Ne străduim să ducem serviciile la un alt nivel. Servicii însemnând și partea de mâncare, să fie cât mai gustoasă, că de fapt asta ne interesează, clientul să plece mulțumit, să mănânce felurile acelea ce de mâncare. Ce specific aveți atunci când vine vorba de mâncare? Nu este neapărat un specific, ne-am adaptat, pentru că în zona evenimentelor private, nunți, botezuri și așa mai departe, oamenii nu sunt obișnuiți să mănânce lucruri foarte sofisticate, fine dining. Încercăm totuși să aducem un pic din fine dining în bucatele noastre, să zic la nivelul decorului din farfurie, însă bucatele au gust și au acel gust totuși tradițional cu care românii sunt obișnuiți. Deci nu putem să ne ducem în gusturi franțuzești, asiatice sau mai știu eu ce, pentru că totuși ne adresăm unei piețe care în continuare este conservatoare și încercăm să aducem cât mai mult aromă și savoare unui preparat. Și atunci m-ați întrebat cu ce ne diferențiem sau cu ce ne... Eu cred că de fapt aici stă secretul. Preparate cu gust, o servire de calitate, cu personal pregătit, calificat, care noi îl avem tot timpul anului și putem să avem o calitate ridicată la tot ce înseamnă servicii pe care le oferim către clienții noștri, către oaspeții noștri. Atunci când vorbiți de gust, aveți gust și în materie de muzică și evenimente. Pentru că discutam înainte de acest interviu, Anne-Provence a fost gazdă pentru niște evenimente deosebite de-a lungul anului și în ultimii ani ați adus artiști aleși pe sprânceană, ca să zic așa. Cine a concertat? Pe cine ați avut oaspeți, eu știu, ca și artiști în această locație? Am încercat să deschidem drumul în Constanța pentru artiști care poate nu au fost foarte cunoscuți de piața din Constanța, dar acești artiști sunt nume mari în țară și mai ales peste hotare. Am încercat să aducem artiști de nivelul lui Nicolae Voiculeț, care este ambasadorul cultural al României, este un artist de nai extraordinar, concertează foarte mult și promovează valorile României în afară. Am încercat să o aducem pe Irina Sârbu și am adus-o. Pe Irina Sârbu este o cântăreață de jazz extraordinară, care cântă împreună cu pianistul Puiu Pascu, un nume în domeniu, frații Parghel. Am adus Horațiu Mălăiele, am adus Azur prima dată aici. Am adus artiști de la nivel de muzică lăutărească, l-am adus pe Ionel Tudorache, o elită a muzicii lăutărești. Adică am încercat să fim cât mai autentici în ceea ce aducem, ceea ce vrem să promovăm. Cum au fost primiți oamenii aceștia de publicul constanțean? Sunt convins că oamenii au umplut această sală până la refuz. Extraordinar, cu toate că nu ne așteptam, pentru că mulți ne întrebau de cine este Nicolae Voiculeț, n-am auzit niciodată de el. Sau Irina Sârbu. Nimeni nu a auzit de Irina Sârbu în Constanța. Sau foarte puțin, nu nimeni, foarte puțin. Au venit pur și simplu. Hai să vedem cum este. Ei știau că aici e o calitate bună și
va fi bine, au avut încredere în noi și au venit și au văzut concertul. După o ciocârlia din voce, toată lumea s-a ridicat în picioare plângând. Deci a fost altceva. Atunci când vorbim de evenimente, anul acesta nu vreau să dezvăluim foarte multe din secretele care îi așteaptă pe oaspeții dumneavoastră, dar pe 24 ianuarie aveți un eveniment special despre ce este vorba. Da. Pe 24 ianuarie ne-am gândit că, fiind ziua Principatelor Române, unirea Moldovei cu Țara Românească, să aducem pe cineva din Moldova, să fie la fel autentic. Ne-am gândit la ansamblu Plăieșii. Ansamblu Plăieșii are o istorie deja de 30 de ani. Ei s-au format acum 30 de ani ca și grup. Au concertat și în România, și în Moldova, și în foarte multe alte țări. Este un ansamblu etnofolcloric. Sunt 14 membri în formația lor. Este un concert deosebit, după părerea mea. Nu știu, poate unii au auzit, poate unii n-au auzit, dar sunt convins că melodiile lor le cântă la toate petrecerile. Absolut. Chiar dacă nu știu că ei, de fapt, sunt în spate. Ne-am gândit să-i aducem pe 24 ianuarie într-un concert extraordinar. Aici vorbim de un concert de 2 ore în care vor cânta tot repertoriul. Deci nu va fi un recital de 15-20 de minute. Nu este doar un simplu recital, este mult mai mult decât atât. Este un concert în, exact cum l-ar vedea la Sala Palatului, unde au concertat acum un an. Este, după părerea mea, ceva emblematic pentru, și pentru Constanța și pentru cei care vor veni. Cred că va lăsa așa o amprentă emoțională în sufletul fiecăruia de român când vor auzi melodiile ansamblului Plăieșii. Cu siguranță, iar Mica Unire nu putea fi mai bine sărbătorită, mai bine celebrată de către constanțeni decât într-o locație unde poți să servești o masă cu gust autentic românesc, într-o locație unde muzica românească va răsuna și îi va face pe oameni să se ridice, să aplaude și într-o locație în care ambientul este atât de plăcut, atât pe timp de iarnă, cât și pe timp de vară. Aș vrea să vă întreb, pentru că ne apropiem de finalul interviului, cine vă este alături în aceste demersuri? Aveți niște parteneri care vă susțin și care sunt alături de noastră la toate aceste evenimente sau, putem să le spunem și concerte până la urmă, pentru că nu e vorba de un recital, concerte extraordinare pe care le susțineți aici la Constanța. Sigur, de fiecare dată, la fiecare eveniment, încercăm să ne selectăm sponsorii sau partenerii care se pretează cât mai bine pe evenimentul respectiv. De data aceasta, partenerii noștri sunt Banca Transilvania, o bancă românească, care este atentă cumva la aceste mici detalii românești care apar în zona locală. Este Crama Vișoara, care la fel este un vin din zona Dobrogei, un vin de-al nostru. Apreciat de altfel. Apreciat de foarte mulți. Ara Sound este pe partea, este unul dintre liderii locali pe partea de sunet și lumini și ei la fel participă de fiecare dată când sunt evenimente deosebite. Și desigur mai avem și alți sponsori, de-a lungul timpului am avut alți parteneri care la fel au fost acolo și au fost bine aleși pentru respectivul eveniment. La final aș vrea să vă mulțumesc și aș vrea să vă rog să invitați pe cei care ne privesc și să le transmiteți o invitație pentru a sta cu ochii pe An Provence, pentru a urmări evenimentele care apar pe parcursul anului și pentru a veni să se bucure de toate aceste concerte, de chestii care au loc în această locație deosebită, atât de deosebit aranjată. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor oaspeților care ne-au călcat până acum pragul. Le mulțumesc prin faptul că ne-au apreciat și de fiecare dată ne-au dat încredere să continuăm și să ajungem să ne depășim de fiecare dată și să încercăm mai mult pentru ei și să aducem evenimentele de care au nevoie și pe care le prețuiesc, să aducem acel spirit românesc, autenticitate,
ceea ce de fapt ne lipsește în general. Invit și de acum încolo să fie alături de noi, să ne urmărească pe Facebook sau Instagram, să ne urmărească și să fie alături de evenimentele noastre, fie că sunt concerte, fie că sunt evenimente private sau, eu știu, un Crăciun, un Revelion, o petrecere de 1 decembrie de Ziua României, tot timpul ne organizăm câte ceva, tocmai pentru a scoate lumea din casă și pentru a-i bucura și a se simți bine la noi. Vă felicit pentru ce aveți aici și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vă mulțumesc și eu, numai bine. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă invit și eu să veniți la Ambrovan, să vă bucurați de atmosfera deosebită de aici, să vă bucurați de un ambient plăcut, atât înăuntru cât și afară pe timpul verii și mai mult decât atât, să vă bucurați de aceste evenimente deosebite, atent selectate pentru constanțeni. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!